Noi pe domnul academician Mihai Cimpoi, care vine cu un mesaj numai de Academiei de Științe a Republicii Moldova. Domnule Cimpoi, vă rugăm. Da, mulțumesc mult. Onorați confrați români, participanți la această instituție. Eu am venit, cum se cuvine, la o casă nouă, cu daruri, cu cărți de ale mele și ale colegilor mei, dar am venit și cu niște mesaje semi-oficiale, fiindcă sunt și cordiale. E vorba de gândurile de bun augur ale domnului academician Gheorghe Duca, președintele Academiei de Științe din Chișinău, și de v-am mai adus și mesajul de salut al domnului academician Valentin Vlad, președintele Academiei Române, și a fostului președinte al Academiei, Eugen Simion, actualul președinte al secției de filologie, unde suntem și noi cu domnul academician Tărățeanu acolo membri, și este că ne felicităm reciproc, ne auto-felicităm reciproc, și director al Institutului de Teorie și Istorie Literară, George Călinescu. Numele marelui cărturar Eudoxiu Hurmuzache, bineînțeles, se asociază cu acela lui Eminescu. Eminescu, care a pășit pe aceste străzi, se mai aud ecourile paștelor lui, Auguști și astăzi. Eminescu a tradus 6 capitole din istoria românilor. A tradus din germană și alea și dus în spațiu românesc, chiar cu riscul de a fi sancționat, a făcut acest lucru, și este bine că mult așteptatul centru se deschide astăzi, fiindcă Cernăuțul este unul din cele mai importante centre culturale românești. Nu o spun numai eu, o spune și Vladimir Străinu, marele critic, într-un articol. Cred că pune Cernăuțul pe unul din primele locuri, nu vă spun care, ca să nu supărăm alte orașe și centre de cultură. Și bineînțeles că Cernăuțul, așa cum a spus aici și domnul reprezentant al primăriei, este un centru al multiculturalismului, al întâlnirii dintre culturi și dintre de diferite naționalități. Dragi prieteni, așa cum Cernăuțul este orașul copilăriei mele, satul meu Larga se află la 70 de kilometri pe cale ferată, aici nu departe. Cunoașteți probabil gara Largă, o gară mare, frumoasă. Așa cum am lucrat în ultimul timp la un dicționar enciclopedic al Mihai Eminescu, unde este prezentat și Hurmuzache, un exemplar dicționar, ca să-l aveți aici permanent, să-l puteți consulta. Aud un pic din puținele dicționare din lume, este Shakespeare, este Lermontov și Balzac și cam atât. Și donația mea, darul meu, nu se limitează la atâta. V-am mai adus manuscrisul dicționarului, care rămâne aici. Manuscrisul semnează analizele a 420 de poezii, atâtea câte le-a scris Eminescu. Rămâne aici cu deosebită dragoste și plăcere. Doresc multă sănătate colegului meu, Vasile Tărățeanu, care se pregătește și el de o aniversare, dar o facem toamna, când apare și vin bun basarabean și, cum se cheamă asta, perțofcă. Vă mulțumesc pentru atenție. Într-un ceas bun!